Bine ați venit, dragii mei, la un livestream surpriză cu Farming Simulator! Surpriză! În afara programului, total neașteptat, un mic livestream cu Farming Simulator single player de asta dată, da? Deci sunt câteva chestii pe care vreau să le fac eu de unul singur, ca să pregătim serverul pentru vineri seară. Și m-am gândit să le fac într-un live stream, de ce nu? Voiam să fac un episod înregistrat. Da, nu prea e stilul meu. De ce să nu fac un live stream? Care e problema? Nu vă place live stream? Credeam că vă place live stream. Vorbim cu publicul, cu oamenii, vin întrebări, aceleași întrebări, din nou și din nou și din nou. Nicio problemă, le facem față. Bine ați venit. Mă bucur să vă văd. Salut, salut! Deci am aici controllerul, am aici tot ce trebuie. Avem sunetul jocului, da? Deci o să mă duc pe carieră. Hai să lăsăm GPS-ul activat, că poate mai face misiuni single player, măcar una mică. Deci recunosc că am folosit modul GPS pentru misiuni. Știți că nu sunt un fan al modurilor ăstora care fac jocul mai ușor, dar trebuie să mă înțelegeți că a trebuit să fac misiuni la terenul 5, dacă sunteți familiar cu harta asta, Gold Crest Valley. Harta are în dreapta sus un teren, terenul 5, cel mai mare teren, 10 hectare, 20 de hectare, nu știu cât are, o imensitate, ce să mai, ceva imens. Și misiunile single player durează enorm, Oid, enorm de mult, enorm. Deci ce să vă spun, a fost o misiune de cules cartofi pe terenul 5 care a durat 3 ore jumate. Deci ca să vă dați seama, 3 ore jumate! Deci da, am folosit modul GPS, am lăsat jocul să joace singur la misiunile alea. Scopul meu fiind să ridic nivelul de prietenie cu fermierul care deține terenul ăla la maxim ca să-mi scadă prețul terenului. Și într-adevăr am reușit să fac asta. Și... se întâmplă ceva cu... cred că rezoluția jocului nu e potrivită. Da, ia stați așa să intru în setări. Dar nu cred că e ceva ce pot regla de aici, nu? Haide mă. Da, nu e ceva ce pot regla de aici, trebuie să ies din joc. Fii rar să fie. Stați așa, stați așa, că da, avem o problemă cu rezoluția. Bă, da, jocul ăsta nu știe să iasă în meniu principal, nu prea. Deci, opțiuni, rezoluția, vedeți, era 1920x1200, de aici se trăgea problema. De aici se trăgea problema, gata, l-am reglat, gata, e ok. Bine ați venit, bine ați venit. Lăsăm modul activat. Și acum așteptăm iar 5 minute să se încarce, firar să fie. Firar să fie! Venise cățelul în spatele meu, a dispărut? Ce nebun. Nu prea îmi place când fac live stream, că vorbesc mult așa de unul singur, se gândește, bă, ăsta e nebun. Ăsta e nebun, bă, tată, bă. Vorbește de unul singur aici, în fața calculatorului, ore în șir. Clar e ceva în neregulă cu el. Și pleacă să duce în camera cealaltă. Salut, salut, salut Ionuț. Deși ziceam că am făcut misiuni și am dus prietenia la maxim cu fermierul care e proprietarul terenului 5. Deci acum pot să-l cumpăr. La început prețul era inițial un pic peste 1 milion de euro, cred. Și acum am reușit să-l duc la nivelul... adică... ce să mai... e 770.000 sau ceva de genul ăsta. Deci am economisit vreo 230.000 de euro făcând. Și plus am făcut o groază de bani făcând misiunile alea, evident. Adică uitați-vă, dacă vă uitați în dreapta sus, 1.658.000 de euro, frate. Am bănet? Am bănet? Dar știți cum e, ai bani, ai griji, tati. Deci haideți să facem o verificare a sunetului. M-au zis pe mine, am înțeles, dar... ziceți că avem și sunetul jocului, da? E suficient de tare, hai să ne dăm un pic un tractor.
Din păcate o să trebuiască să jucăm noaptea, n-am ce să fac. N-am ce să fac. O să trebuiască să jucăm noaptea. Pentru că dacă dau timpul repede înainte, mi-apare recolta și nu vreau să-mi apară recolta. Vreau să păstrăm recolta pentru livestream-ul de vineri seara când facem multiplayer. Deci, ia spuneți-mi cum, i-a auzit tractorul? Se aude motorul tractorului? Se aude, da? Foarte bine. Bun, perfect. Dar, că tot vorbeam, doamne, cumpăr terenul 5, cumpăr terenul 5. Haideți să vă spun o treabă. Nu vreau să cumpăr terenul 5 până nu dau drumul la ferma de vaci. Unde donezi? Ia scrie în chat semnul exclamării donații. Și ai să vezi. Sau ai în link-ul... Ai descriere în link. Dacă chiar te arde portofelul, ai descriere în, ai link în descriere, pardon, ci că ai descriere în link. Ai link în descrierea acestui video. Nu vreau să mă apuc să cumpăr terenul 5 sau de fapt niciun alt teren până nu dau drumul la ferma de vaci. Deci m-am decis că prioritatea numărul 0 este ferma de vaci, tati. Și știți de ce? Pentru că ferma de vaci îți dă îngrășământ natural. Și îngrășământul natural este o mare, mare chestie, fiindcă îți economisește o groază de bani. Deci uitați-vă și voi. Mai am aici niște bidoane de-astea de îngrășământ lichid. Câte mai am? 3, 4, 7, am destule. Dar am dat niște zeci de mii de euro pe bidoanele astea. După care mai avem aici niște... Astea sunt cu semințe, nu? Și îngrășământ solid. Mai am undeva... La șopronul de lângă siloz, mi se pare că mai am niște îngrășământ solid acolo. Ideea este că nu vreau să mai dau bani pe așa ceva, tati. Deci, pe cât posibil să nu mai dau bani pe îngrășământ din ăsta chimic. Cumpărat de la magazin, fiindcă... Mă rupe la bani! Mă rupe! Cât e un palet din ăla? 900 de euro sau 1400 de euro? Nu mai știu, ia să ne uităm. Deci dacă mă uit aici... Astea sunt... 900 sunt semințele. Paletul de îngrășământ solid este 1600 de euro, frate. Și un din ăla pe care îl golești imediat, 1600 de euro. Păi îți dai seama dacă mă apuc eu să... Dacă mă apuc eu să fac terenul 5, care este o imensitate, câți palezi din aia, câte zeci de mii de euro bag numai în îngrășământ ca să fac... Hai de mine, nu, nu, deci trebuie neapărat să fac vacile ca să am îngrășământ natural. Uite, mai am aici 1, 2, 3, 4, cât sunt? 6 palezi de îngrășământ solid, frate. Mai ajung, o să mai ajungă aici pe la un teren mic, pe la una alta, dar vreau pe cât posibil să mă eliberez de nevoia de a cumpăra îngrășământ din ăsta de la magazin. Să-mi spui un secret cu un car, baloți rotunzi? Nu știu, n-a fost o problemă pentru mine deocamdată caratul de baloți rotunzi. Există utilaje cu care poți să cari baloți de toate formele. N-am avut așa o mare problemă până acum cu chestia asta. Apropo de paie și de baloți, o să vreau să-mi cumpăr un șopron din ăla de paie. De fapt, nu e șopron, este ca un fel de siloz, ca un fel de... O chestie specială, nici nu știu cum îi zice, în care depozitez paiele. Vreau să cumpăr o din aia, este 90.000 de euro și prostia aia, dar hai să mergem la... Hai să mergem la... Deci ce să mai cumpăr vaci, da? Hai să mergem până la ferma de vaci. Unde e ferma de vaci? Aici jos, hai să o vizităm. Nu, nu tractorul, ferma, locația, așa, să vizităm. Deci, uitați cum stă treaba aici. Am mașina asta de făcut baloți care e cam pusă în mijlocul drumului aici. Asta mașina de împacheta baloți sunt cam puse în mijlocul drumului aici. Hai să facem un pic de ordine. Că nu e bine. Am aici niște baloți din ăștia de nutreț fermentat. Am aici niște paie și mi s-a cam terminat iarba. O să trebuiască să mai aduc iarbă. Faza e că dacă vrei să faci nutriție concentrată, îți trebuie de 2-3 ori mai multă iarbă decât paie. Nu mi-am dat seama prima oară. Și din cauza asta, paiele au rămas aproape întregi, iarba aproape s-a terminat. Dar hai să începem până facem un pic de ordine aici. Da, asta e, episodul ăsta va fi cu noaptea. Nu-mi permit să dau timpul înainte, fiindcă dau timpul, dacă dau timpul înainte, îmi crește recolta și nu sunt pregătit să mă apuc să fac... Sunt patru terenuri, frate, nu am cum să le fac singur. Este imposibil, o rămâne pentru... Rămâne pentru vineri seară la multiplayer și... Oh, ce faci? Oh, ce faci, bă? Am trântit cupa și de la înălțime mare. Ia-o înainte.
Și de-aia o să fac ce fac cu terenul pe 1X, ceea ce înseamnă că va fi noapte tot episodul ăsta, îmi pare rău. Cu terenul pe 1X am zis, băi, sunt deja, deci nici măcar nu am scuza că e târziu sau ceva. Cu timpul pe 1X, ce fac, ce nu fac, stau cu timpul pe 1X, adică timp real. Și asta înseamnă că o să facem un episod cu noaptea, asta e viața. Unde să o duc eu pe asta? Nici știu unde să le pun. Hai să le pun undeva aici. Deși aici nu e bine, aici vin cu remorca, cu animale. Nu e bine să ocup teren, în spațiul acolo. Unde n-ai să le pun? Să le bag aici unde e nutrețul? E cam aiurea să le bag aici, dar hai să le băgăm aici. Că e destul loc. Ok. Hai așa. Ce controller am? Păi, controller obișnuit de Xbox 360 pentru calculator. Vă recomand și voi, un controller foarte bun. Deci pentru jocul ăsta mi se pare că e mai bine decât cu tastatura. Destul de greu să... Adică, nu știu, e... Și controllerul ăsta are problemele lui, de exemplu. Vreau să apăs pe cameră, vedeți? Ai D-pad-ul ăsta, cele patru săgeți direcționale, care la controllerul ăsta sunt puse pe un cerc. Vreau să dau mai aproape camera și dacă apăs un pic mai la stânga sau mai la dreapta, bam, ați văzut ce s-a întâmplat? Stânga-dreapta este săritul dintr-un vehicul în altul. Mi se întâmplă tot timpul să sar greșit dintr-un vehicul în altul, dar asta nu... E o problemă cu controllerul, pentru că are săgețile pe un cerc. Dacă n-ar avea săgețile pe un cerc, cum este de exemplu la controllerul de Xbox One, la care săgețile astea direcționale sunt butoane separate, frate. N-ai cum să apeși pe stânga sau pe dreapta atunci când ai apăsat pe ăsta de sus un pic mai strâmb. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, controllerul de Xbox One este un controller mai bun. Din păcate, costă și mult mai mult, așa că... Da, în curând, doar ăla o să mai găsească dacă vrei controller Xbox, așa că... Nu o să mai fie nicio mare dilemă. Da, bine, pe lumea asta sunt tot felul de controlere, nu vă pune nimeni să vi-l cumpărați pe ăsta. Asta e scump, într-adevăr, Adică... Bine, varianta cu fir, eu joc acum cu varianta cu fir, care... Se găsea la un moment dat sub 100 de lei, ceea ce e un preț foarte bun. Bun, și acum are ceva dacă calc cu tractorul peste nutrețul ăsta? Eu, l-am luat în cupă! L-am luat în cupă, nu vreau să-l iau în cupă, varsel! Varsel! Așa, treci peste. Opaș! Hai că nu stați torcu și prea tare. Măcar am mai eliberat un pic aici. Există o remorcă și te poți urca pe ea cu tractorul. Wow, foarte interesant. De ce ai vrea să te urci cu tractorul în remorcă? Nu știu. Și vedeți ce am aici? Asta este o mașină de făcut nutreț concentrat, pe care îl am deja făcut. Deci este plină cu nutreț concentrat. Hai să pregătim locul pentru animale, ce să mai... Vrem să cumpărăm vaci sau ce? Deci este deja făcut. Așa, vedeți? Mi-arată acolo... Nu sunt încă foarte obișnuit cu toată treaba asta cu... Preparatul nutrețului concentrat, dar de moment ce mi-apar cele trei ingrediente pe verde, presupun că e bine, nu? Presupun că e cum trebuie. Și trebuie să-l vărsăm acolo în ghiabul animalelor. Hai să vedem, deci, pe unde se descarcă? Pe aici cred că se descarcă, nu? Pe unde se vede chestia asta. Să-mi dau și mai luminozitatea mai mare la monitor, că nici nu se vede pe întunericul ăsta. Așa, și de fapt, se poate da și din joc luminozitatea un pic mai mare? Sau trebuie să ies iar în meniul principal, firar să fie. Cred că da. Serios? Deci sunt anumite setări care sunt după ce ieși din joc, frate, foarte obositor. Da, uite-te și nu ai. Există o setare de luminozitate, dar e doar din meniul principal. Deci trebuie să... Venim așa, așa. Oh, am strâmbat-o. Fie rar să fie. Mai bine vin din partea cealaltă. E plină ochi cădița asta cu nutreț concentrat. Nutrețul concentrat se face din paie, iarbă și nutreț normal, adică iarbă fermentată sau fân fermentat. Deci trebuie să vin așa cât mai aliniat. Cât mai aliniat. Cât mai aliniat. Așa, e bine așa. Și n-ar trebui să-mi apară descărcat. Ce n-ai bine, mă? Băi, nu spune că n-am preparat-o cum trebuie.
Cred că trebuie să vin aici, la semnul ăsta. E ceva în neregulă. Pe unde varsă, mă? Nu pe... Voi știți să folosiți cula asta? Să-mi ziceți și mie. Pe unde n-ai varsă? Nu pe aici, prin lateral, acolo în față, pe chestia aia? Pe unde n-ai se golește jucăria asta? Unload, mă, uite. Ia, e bine. Sunt pus unde trebuie. Doar că trebuia să apăs eu. Ia să vedem. Unload. Ce facem, mă? Aaaa, varsă invers! No! Stop! Stop! Tu! Unde s-a dus, mă? A, s-a dus la... A. Of, 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 of. Măi, prostovanilor, n-ați învățat, mă, că cu spam-ul nu rezolvați niciodată nimic. Nu, n-ați învățat. E greu. E greu cu învățatul ăsta. E greu cu feedback-ul, frate. Dacă vezi că faci ceva și faci degeaba, nu-ți dă pe-n cap că poate nu faci ce trebuie? Nu? Nu? E greu, știu. E greu. Trebuie să ai faci, nu-i adevărat, nu trebuie să învaci. Uite, este, s-a încărcat acolo. Dar e o problemă a jocului. Deci descarcă pe partea asta și totuși nu s-a făcut un morman aici, s-a dus în jgheab. Da, deci e încă o mică chestie de realism. Da. Încă o mică chestie de realism al jocului. Uite, deci în mod normal trebuie să vii. Deși arată foarte simetric partea asta cu partea asta. Doar că aici e partea cu scara. Mă rog, trebuie să țin minte că pe partea cu scara se descarcă. Deci vin așa. Vin așa. Unload. Și acum, vedeți, varsă în jgheab. Mă rog, mai mult sau mai puțin. Dar de unde îmi dau seama când s-a umplut jgheabul, mă, nene? Trebuie să mă uit aici, bunez, nu? Vaci. Uite, vedeți? Îmi arată Power Food 5999. Silaj 9999. Pe limba română nu le știu, firar să fie. E blocat jocul pe limba engleză. În fine, Power Food este nutrețul concentrat și silajul cred că e nutrețul. Silaj sau fân. Deci am fân deja? Sau nutrețul ăsta concentrat contează și ca Power Food și ca nutreț concentrat? Nu știu, trebuie să-i mai pun iarbă. E nevoie să mai pun iarbă, e nevoie să mai pun paie, uite. Și apă. Deci îi punem tot și după aia cumpărăm vacile. Hai să ducem asta de aici că am golit-o, gata. Ți arată acolo în meniul principal. Mi-ar fi plăcut să ți arate undeva pe ecran în timp ce descarci, dar merge și așa. Hai să aprindem luminile, că naibii că e noapte. E 9 seara. Păi de la 9 seara se face așa beznă. Credeam și eu că suntem în miezul verii sau ceva. Hai să o lăsăm aici. Hai să o lăsăm aici. Și hai să punem niște paie. Că zicea că vrea paie și iarbă. Deci vacile sunt cele mai pretențioase, trebuie să le pui tot felul de mâncare, nene. 10.000 de feluri de iarbă, de paie, de fân, de nutreț, de nutreț concentrat. Ok. Îmi spui să cumpăre o liană și să dau timpul pe rapid. Da, mulțumesc că îmi spui asta, dar nu mă interesează să fac niciun fel de cheat-uri și de exploit-uri. Asta e stilul în care vreau să joc jocurile în general, nu doar jocul ăsta. Dacă nu ești de acord, îmi pare rău. Ce pot să spun? Vreau să joc realist. Oricine poate să facă un cici să-și umple de bani. Dacă vrei bani, hai să spun ceva. Dacă vrei bani, nu trebuie să cumperi nicio eoliană și nu trebuie să dai timpul pe niciun înainte. Tot ce trebuie să faci este să editezi un fișier INI, care este undeva în dosarul jocului, da? Deschizi fișierul ăla cu notepad și îți bagi acolo 100 de miliarde de parai și gata. Ai bani. Nu e nevoie să te chinui cu tot felul de tâmpeni. Deci, dacă tot vrei cea mai eficientă metodă de a face bani fără să joci jocul, editează fișierul la INI și gata. Îți bagi câți bani vrei tu. E foarte simplu. Dacă vrei bani fără să joci jocul. Dar eu vreau să joc jocul. Ăsta e defectul meu. Nu știu dacă ați observat. Am acest defect ciudat. Vreau să joc jocul. Bă, unde să duc, mă, paiele alea? Ia uite-le.
S-au dus înăuntru. Paiele astea se pun acolo ca să stea vacile pe ele, nu se pun la mâncare, nu? Oh. Ia cum mi arată acum. Da, uite. Da, mai trebuie puse. Deci, până la urmă, îmi trebuie multe paie. N-am făcut rău că am adus mai multe. E și un mod de manicit. Păi și modul ăla ce crezi că face? Exact. Pentru cei care nu știu să-și modifice fișierul text. Sunt oameni care nu știu unde să umble, ce să modifice. Ei modul ăla, îți dă mură în gură. Modificarea, adică în loc să modifici tu manual, îți modifică modul ăla, exact asta faci. Dar, nu știu, am observat că la noi în România, pe YouTube românesc, e așa un mare trend cu canalele de YouTube care îți arată doar filmulețele dintre misiuni și care îți arată doar echipamentele din joc și care de fapt nu sunt despre jucat jocul. Îmi pare rău, aici nu e despre așa ceva. Aici este despre jucat jocul. Sincer să fiu, eu chiar nu înțeleg pe oamenii care sunt interesați în joc, dar de fapt nu vor să joace jocul. Nu știu, nu înțeleg pe aia care joacă Euro Truck și își bagă bani ca să cumpere toate camioanele. Nu e stilul meu de a juca. Tati, vrei să joci jocul sau ce vrei de fapt? Vrei să joci jocul sau vrei doar să vezi filmulețele dintre misiuni? Ce vrei? Că da, bine, asta e o discuție. Fiecare face cum îi place, frate. Nu stiu aici să-i judec pe oameni. Fiecare face cum îi place. Mie îmi place să joc jocul. Asta e stilul meu. Ne-am mai văzut și ne-am mai întâlnit. Extraordinar. Asta chiar joacă jocuri. Dubios rău. Da, deci nu bag banii în joc. Nu pune o liana și dau timpul pe repede înainte 5 ani de zile. Nimic de genul ăsta. Singurul, așa zis, cheat pe care l-am folosit și l-am folosit doar în single player la misiunile alea enorm de lungi este modul GPS. Pentru că am vrut să, și asta pentru că am vrut să ridic prietenia cu acel fermier de la terenul 5. Și sunt misiuni enormoi de lungi, frate, enormoi de lungi. Cum vă ziceam, culesul de cartofi a fost o misiune care a durat 3 ore jumate. Deci vă dați seama? Și am folosit modul ăla fiindcă totuși am vrut să joc jocul. Până la urmă sunt argumente în favoarea modului GPS. Oameni care zic, domne, dacă vrei să știi utilajele astea agricole, în viața reală au un mod GPS, da? Și adică nu stă tractoristul să țină linie dreaptă. Pur și simplu, pune modul GPS și tractorul se duce singur înainte. Și sunt convins că sunt tractoare de-astea mai șmechere care pot fi puse complet pe pilot automat și eventual pilotul doar stă acolo așa ca să, că trebuie să fie cineva în carlingă să nu lași mașina singură pe câmp. Dar oricum, chiar și așa nu sunt de acord cu. L-am folosit doar în misiunile alea single player, enorm de lungi. Și în misiunile single player, dacă aveam o misiune pe care o făceai în 20 de minute, n-am activat modul GPS. L-am activat doar la chestiile alea, cum era culesul de cartofi pe terenul 5, care a durat 3 ore jumate. Hai mă, iei paiele, ia paiele, ia paiele, că și așa mi-ai blocat accesul. S-au întins paiele astea aici, nu mai am loc la iarbă. Se pun paie ca să producă balegă. Produc ele balegă și fără paie, dar se pun paie ca să aibă un așternut, să nu stea direct pe ciment acolo. Și după care, într-adevăr, paiele alea le strângi, amestecate cu rahatul vacilor și el ai îngrășământ. Când le schimbi așternutul, iei paiele, pui altele, le iei pe alea cu mizerie și pui altele. Știți? Deci nu paiele produc baligă, baligă produc vacile când se cacă. Zici că porcii sunt și mai complicați decât vacile? Wow! Eu credeam că astea sunt cele mai complicate. Dacă e vorba că sunt și mai complicați, deja mă doare cap. Ia să vedem. Deci acum avem paie plin, nu avem iarbă. Power food nu s-a umplut, uite, ar trebui să mai fac niște power food, wow, niște nutreți concentrat. Zice că mai vrea silaj. Păi, n-ar fi o problemă silajul. Deci ce trebuie să le mai pun acum? Iarbă. Hai să le punem iarbă. Deci, vedeți, le pregătesc locul, nu mai fac ca cu oile. Cu oile am cumpărat o grămadă de oi. Și după ce le-am cumpărat, m-am trezit, aoleu, stai că trebuie să le dau de mâncare. Și au stat săracile oile, nu știu cât de mâncate până le-am cules eu. Dacă era jocul realist, mureau de foame, dar nu e așa de realist. Poți să le lași de mâncate. Doar că nu se mulțesc și nu-ți produc nimic. Dar stau mulțumite acolo de mâncate, mult și bine.
Iar o chestie de realism care nu-mi place. Dar chestia care mă deranjează cel mai mult la jocul ăsta, că tot vorbim de realism și de astea, mă, la mare paia acolo, de aia nu ia. Chestia care mă deranjează cel mai mult când vine vorba de realism la jocul ăsta este faptul că nu are irigații. Deci da, joc de farming care nu are irigații, pe bune, agricultură fără irigații. Eh, poate urmează în următorul Farming Simulator și irigațiile mai vedem. Nu găsești tu GPS în viața reală? Cum adică nu găsești GPS în viața reală? Spune că găsești GPS în viața reală. Acum că există tractoare care n-au GPS, bineînțeles că există și dacii care n-au ABS, există tot felul. Dar sculele mai avansate au GPS, sculele agricole mai avansate au GPS. Le face viața mai ușoară fermierilor. Îți dai seama cum e să conduci și ai un teren de la de 2000 de hectare și trebuie să mergi așa 3 ore ținând drept și să ai grijă. E foarte greu să ții drept tot timpul 3 ore în continuu. GPS-ul ăla e mană cerească pentru ei. Acum nu zic că GPS-ul ăla îi... Stai mă puțin, de ce iau paie, că nu paie întrebe. Nu zic că GPS-ul ăla îți automatizează complet culesul, deși e posibil să existe utilaje de-astea foarte avansate care îți și automatizează complet până la un punct, mă rog. Dar măcar ca să țină linia dreaptă până la capul locului, sigur că au. Nu toate, evident. Cele mai joarsete tractoare n-au, evident. Oameni care nu-și permit. Fermierii români, de exemplu, nu-și permit. N-au bani, că e țară săracă, că da. În România lumea nu vrea să îmbogățească. Adică, mă rog, în afară de PSD-iști. Și, deci, dacă vrei să te îmbogățești, te-a pus de politică, nu de agricultură, asta e clar, nu? Să știe. În România, dacă vrei să te îmbogățești, te-a pus de politică, nu de agricultură. Deci, da, există și care nu au, normal. Că există care nu au. Dă. Modele mai vechi sau cele mai ieftine modele care n-au opțiuni, care n-au... Oricum, mie nu-mi place să joc cu modul GPS. Doar la misiunile alea enormoi de lungi, atât l-am folosit. Bine, e relaxant la un moment dat să pui modul GPS și să lași așa tractorul să meargă, te uiți la el. Ai timp și în momentul în care conduci tu tractorul trebuie tot timpul să fii atent. Aoleu, să întorc cum trebuie, aoleu, să țin drept. Pe când atunci când pui modul GPS, merge tractorul singur și te uiți tu relaxat așa la utilaj, cum face treaba. Mulțumit. E într-un fel relaxant și distractiv și cu modul GPS. În România nu se fac irigații? Doar în locuri și culturi speciale? Cum mă, nu se fac irigații? Da, nu se fac irigații la grâu, probabil, sau la din astea, dar... Se fac irigații, cum înseamnă? Ce înseamnă culturi speciale? Culturi speciale... La grâu nu prea merită să faci irigații, nu? Dar la porumb se fac irigații. De ce să nu se fac? Nu se fac? Adică de ce să nu faci? Prefer să lași să uite cultura, să te uiți la cultură cum se usucă fiindcă n-a plouat? Nu mai bine faci irigații? Adică trebuie să tragi niște țevi din alea. E tehnologie avansată în ziua de azi. Pui țevi direct la rădăcina plantei sau, mă rog, nu știu cum. Nu pui la rădăcina plantei că trebuie să vii cu plugul pe acolo. Dar cumva... Da, la grâu nu se face irigație, că te gândești, e logic. Grâul e semănat la rând, nu are brazde, nu are rânduri. E semănat grămadă. N-ai cum să-l irigi pe ăla decât, eventual, dacă îl stropești așa cu stropitori din alea, ca în rondurile din parc. Da, nu cred că se face la grâu. Dar grâu cred că e o plantă care nici nu are nevoie de așa multă apă, nu știu. Da, mai trebuie să mai pun iarbă. Uite, irigații se fac la plorum, la floarea soarelui, la soia. Deci se face, sigur că se fac irigații. Cum să nu se fac? Auzi, și că zicea cineva că nu se fac irigații la noi în țară. A, da, nu se fac că sunt românii proști și preferă să se roage la Dumnezeu să dea ploaie. Dar irigații se fac. Dacă ai un super câmp
plin cu cultură, ce faci? Te uiți cum se usucă pentru că nu plouă? Nu, faci irigații. Cum să nu faci irigații? Păi fără irigație, agricultura e terminată. Te-a pus să investești în utilaje, în pământ, în mii de hectare, muncești ca să semeni. Păi îți dai seama cât costă o operațiune asta de semănat pe 2000 de hectare și de fertilizat și de tot tacâmul și după aia nu se face nimic, că n-a plouat. Nu are nimic, asta e viața, nu are nimic. Primim subvenție de la stat, s-ar putea la noi în România să meargă treaba în felul ăsta, da, deci... Noi românii suntem întotdeauna mai deștepți decât restul lumii, dar nu știu de ce dracu nu ne merge treaba, firar să fie atâta deșteptăciune și nu se vede rezultatul. E ciudat. Așa concentrație de genii pe metru pătrat nu s-a mai văzut și parcă tot nu se cunoaște, nu știu. Nu știu ce se întâmplă, e un mister. Cred că americanii e de vină, clar. Clar! Da, deci se fac irigații, cum să nu se fac? Este... Irigațiile în agricultură sunt esențiale. Și de-aia zic că jocul ăsta, marea lui problemă, chestia care mă deranjează pe mine cel mai mult, în afară de alte mici amănunte de-astea de realism, că curge prin stânga și să umplești gheabul, când de fapt și gheabul era în dreapta sau, mă rog, chestii din astea, sau aia cu spălatul, că pui pe un punct al mașinii pompa aia, stropitoarea aia de apă și se spală toată mașina automat. În afară de mici prostii din astea, chestia care mă deranjează și care e un mare neajuns al jocului e faptul că nu ai irigații. Nu ai irigații. Se poate iriga și grâu, bănuiesc că se poate iriga cu țâșnitoare din alea, cum sunt alea din parcuri, în care pui așa și țâșnește, țâș, 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 dar și stropește pe deasupra, dar nu cred că e rentabil sau ceva, nu știu, trebuie să tragi un sistem de furtune prin toată cultura de grâu, nu? Ca să montezi chestiile alea, după care trebuie să le strângi. Nu știu, nu mă pricep, vă spun și eu așa din capul meu. Nu sunt vreun specialist în agricultură. Dar n-am văzut sisteme de irigații la grâu. Nu că m-aș fi plimbat eu așa mult pe câmp, dar din câte mi-aduc aminte... Bine, probabil care de face și cu faptul că anumite plante sunt foarte sensibile la secetă, pe când altele rezistă ceva mai bine. Mai e și faptul că grâu se face primăvara, nu? În iunie deja e gata. Și e perioadă mai, adică, mai multe șanse să plouă totuși, nu? Primăvara. Pe când porumbul, de exemplu, se face... Când se face? Se face... Adică îl prinde miezul verii cu seceta aia nasoală. Deci ieți în tractorul ăsta care are o întreținere enormă. Deocamdată am nevoie de multe tractoare pentru serverul de multiplayer ca să poată să intre toată lumea și să facă treabă. Am văzut că e unul din tractoare care mă costă al dracu de mult. O să... La un moment dat o să scap de alea care mă costă mult, dar... Jucăm vineri și duminică seară, jucăm pe multiplayer. Ultima oară am avut 6 persoane pe server. Și fiecare are nevoie de un utilaj ca să aibă cu ce să lucreze, să nu stea să uite. Ăsta e motivul pentru care le-am ținut. Doar am cumpărat tractoare până în prezent. N-am vândut niciunul. Bun, am umplut, gata. Da, am umplut cu paie, am umplut cu iarbă. Fân și power food. Hai să-i mai punem silaj, bănuiesc că este nutreț, nu? Hai să-i pun nutreț, că nutreț am. Power food nu am, dar nu trebuie să fie chiar plin ochi. Sau bine, aș putea să mai fabric. Dar după ce aduc vacile, mai fabric un set. Bine, nu mai am iarbă, stai puțin, că deja începe distracția. Nu mai am iarbă. Nu pot să fac dacă n-am iarbă. Trebuie să mă apuc de cules iarbă. Wow. Hai să mă duc să-l iau pe ăla care e desfăcut de acolo, nu? Asta care e deja cu folia dată jos. Păi, ce faci? Iar are ceva în remorcă. I-a rămas iarbă. Fițiar! Din cauza că s-a umplut. Din cauza că s-a umplut, n-a curs toată, așa se întâmplă. Când se umple recipientul care vrei tu să pui, nu mai curge, chiar dacă ai dat cupa peste cap, e cam aiurea. Dacă cred că ar fi rentabil să închiriez tractoare cât țin serverul deschis, nu știu, am încercat pe cât posibil să nu plătesc bani pe închiriat, pe leasing, pe prostii din astea, pentru că am impresia că costă foarte mult, nu? Adică...
Bine, poți să zici, domnule, la cât plătești tu întreținere 2000 de euro la tractorul ăla, mai bine închiriezi unul și cheltui mai puțin, dar nu, prefer să vând tractorul ăsta dacă chiar mă costă foarte mult. Gata, am golit-o, am golit-o. Ia să ne uităm, deci dacă ne uităm la costuri aici. Deci văd eu bine, am un tractor care, la care mă costă întreținerea 2400 de euro? Aoleu. Acest case IH1666 Axial Flow mă costă 2413 euro. Asta din cauza că e veche, are 88 de zile. Dar e foarte ciudat, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Poate mă ajutați voi să înțeleg ce scrie în tabelul ăsta. Deci zice case IH1660 Axial Flow primul, da? Zice 88 zile, 2413 euro. Duh. Și după care, dedesubt, case IH 1030, 14 ft, 88 de zile, tot 88 de zile, doar 138 de euro. Deci e ceva în neregulă aici. De ce ăla mă costă 2413 euro și celălalt care este la fel de vechi mă costă doar 138 de euro? Nu e ceva în neregulă aici? După care am unul de 62 de zile care mă costă 768, New Holland. Bine, New Holland ăsta e mai șmecher, mai scump, asta e, te costă mai mult. Bun. După care mai am jos iar un case IH1455 XL care are 82 de zile și mă costă 1030 de euro. Mă. Cum de fac în seara asta Farming Simulator, este live stream surpriză neprogramat în care fac doar single player ca să mai pregătesc niște chestii pentru multiplayer-ul de vineri. Da, e ceva neregulă aici. Adică nu înțeleg logica. Alea două sunt la fel de vechi și unul costă enorm și unul costă foarte rezonabil întreținere. Ciudat. Știe cineva să-mi spună? Pardon. Primul este tractorul pe care îl folosesc eu acum și este foarte scump. Și al doilea e același tractor, practic. Nu? Amândouă sunt case IH. Numai că unul e 1660 și unul e 1030. Amândouă sunt la fel de vechi. Adică, de ce e o diferență atât de mare? E enorm de mare diferență. Sunt două tractoare aceeași marcă, nu or fi identice, mă rog, dar totuși o diferență enormoidă. Pentru că tractorul e lovit sau stricat? Da, nu știu cum vine chestia asta cu lovitul. Dacă ar fi stricat, ar trebui să-l poți repara, nu? Nu te coste o avere. Când un utilaj este stricat, îl repari, te costă reparația, nu? Și după care gata, l-ai reparat, nu te mai costă. E dubioasă faza. Nu știu cum vine. Dacă ai stricat mașina, te costă să o repar, dar nu te costă o avere în continuare și după ce ai reparat-o. Nu înțeleg încă cum funcționează treaba asta cu uzura. Depinde când le-am achiziționat. Păi tu n-ai văzut că amândouă au aceeași vechime, amândouă sunt 88 de zile. Sunt tractoarele de la început, sunt cele două tractoare cu care începi jocul. Tocmai asta e problema, că dacă era unul mult mai vechi, înțelegeam, dar amândouă au exact aceeași vechime, 88 de zile. E dubios. Au aceeași vechime, înțelegeți ce zic? Sunt cumpărate amândouă în aceeași zi. La unul am încărcător față și din cauza asta costă mai mult. Bă, n-ai bine încărcător. Frate, costă greutatea lui în aur de 10 ori încărcătorul ăsta. Dă-l dracu de încărcător, e o macara hidraulică. Cum poate să coste 2000 de euro pe zi, frate? Mă doare capul. Dubios rău. Deși, da, s-ar putea ca asta să fie explicația. Asta are montată încărcarea asta față,
Asta e diferența între ele, da, e o diferență enormoidă. Eu, ce se întâmplă? Măi, băiete, măi. Opași. Opași și cu tata. Ia, deci cum stăm? Da, crește silaj. Hai să mai punem silaj din asta, să-l umplem și cu silaj. Tocmai ce am terminat de povesti că nu vreau să joc cu cheat-uri, nu vreți să mă înțelegeți. Nu mai sugerați diverse cheat-uri pentru că nu mă interesează. Au putere diferite, sunt modele diferite. Da, văd și eu că sunt modele diferite, dar totuși diferența este enormă. Parcă unul ar fi un tractor și unul ar fi rachetă de la NASA. Nu știu, diferența este uriașă. Uriașă. Adică 135 de euro, 2400 de euro. A? Ce e ăla, frate? Să-i coste întreținerea 2400 de euro. Ce i-am pus pe el? Motor cu fuziune nucleară? Prototip secret? Din laboratoarele hangarului 13. Tehnologie extraterestră. Ce dracu i-am pus pe el? Sunt moduri care există și în viața reală. Vreți să spui că sunt moduri de echipamente care există și în viața reală? Da, cum ziceam și de modul GPS. Că în viața reală există GPS pe tractor, dar eu totuși am o problemă cu modul GPS, deși l-am folosit de câteva ori în misiunile alea single player foarte lungi. Și anume faptul că în momentul în care ai o chestie care îți face jocul să joace singur, ceva e neregulă, nu știu, adică... Cum ziceam, dacă vrei să faci bani fără să joci jocul, modifică state fișierul ăla, bagă-ți 100 de miliarde și gata. Eu am vrut totuși să folosesc modul GPS special pentru terenul 5, ca să cresc prietenia cu fermierul, cu deținătorul terenului la maxim. I-am scăzut prețul terenului în felul ăsta, l-am coborât la 770.000 de euro, care e un preț mult mai rezonabil decât un milion cât era la început, adică un discount serios. O să vă arăt când o să-l cumpăr. Deocamdată mă ocup de treaba cu vacile. Nu vreau să mai cumpăr nimic, niciun teren, niciun nimic, până când nu dau drumul la vacile astea, fiindcă vreau nene... îngrășământ natural. Gata? S-a umplut? S-a umplut, gata. Avem și nutreți. N-avem nutreți concentrat la maxim, dar nici nu pot să mai fac acum până nu mai culeg niște iarbă. Îmi trebuie iarbă ca să mai fac nutreți concentrat. Da, trebuie să mai culeg iarbă și să o mai descarc aici, în șopron. Dar nu cred că stau cu de chestia asta. Acum o să mă duc direct să iau vacile, ce să mai... Dar pentru asta o să trească să mă duc să... Unde ne-am să de aici pe aici? O să trească să mă duc să-mi cumpăr remorca de animale, nene. Că nu vreau să mai cumpăr animale cu livrare direct la fermă. Fiindcă așa am cumpărat oile și m-a costat livrarea aia de m-a uscat. Că am cumpărat și multe oi odată. Și nu vreau să mai repet figura. Nu, tati, mă duc, îmi cumpăr eu remorca din aia specială. Și asta e viața. Deci unde e magazinul? Undeva foarte aproape aici, la stânga. Oh, oh, ce faci, mă? Stai să-i las... Cam greu să conduci cu controlul ăsta, cel puțin. Să conduci în timp ce folosești macaraua. Deci magazinul este pe aici. Bună seara, bună seara! Unde vă tot plimbați, mă, pe aici? Este 9 seara, fermierii serioși la ora asta stă acasă cu nevasta la televizor. Nu se plimbă pe la mall derbedeilor. Da, deși vreau să cumpăr? E o remorcă de animale. Animale. Această remorcă este folosită ca să transporte animale. Cară, vaci, porci, oi.
Da, dar câte animale? Vezi și chestia? Nu vrea să-mi spună câte animale car. Dacă joc multiplayer, ai citit titlul acestui livestream? Scrie în titlu acolo. Single player. Jocul e făcut destul de bine. Îmi place jocul, da. Dacă nu-mi plăcea, nu-l jucam. Acum, dacă mă vedeți că mai critic cât un aspect al jocului, asta nu înseamnă că nu-mi place. Ce, dacă îți place un joc, înseamnă că nu poți să zici nimic de rău? Doar că văd anumite neajunsuri și sunt lucruri pe care aș vrea să le văd rezolvate printr-un patch sau în următorul joc din serie. Deci asta mic are capacitate de 9. 9 ce? Că bănuiesc că cu o remorcă care un număr de vaci și un alt număr de oi, că oile sunt mult mai mici, nu? Adică în aceeași remorcă încap mai multe oi și mai puține vaci, sau mai mulți porci și mai puține vaci, pentru că vacile sunt mult mai mari. Și zice asta, această mașină ia baloții de paie și îi folosește ca să acopere dușumeaua la vaci. Deci, practic, ce făceam eu adineori când puneam paie la vaci, numai că cu mașina asta faci din baloți. Și nu înțeleg, deci trebuie să cumperi mașinăria asta, nu poți să pui paie pur și simplu cu cupa, cum am făcut eu. În fine, asta e ce am cumpărat eu adineori. Uite, asta este remorca mare, Micheletto. Wow, 67.000, frate. Iar nu spune câte car. Și la asta îți mai trebuie și un accesoriu, îți mai trebuie o chestie, un fel de cap tractor pe care îl atașezi la tractor și pe care se pune remorca asta. Asta nu se atașează direct la tractor. Mai trebuie să mai cumpăr încă o chestie care nu știu cât o mai costă așa aia. Ce să mai cumpărăm pe asta mică și gata. Uite, asta se atașează direct la tractor. 24.000 de euro. Cât încape, încape. Dar trebuie să-mi spună cât încape ca să știu câte pot să cumpăr, naibii. În fine. Uite-o, uite-o în față acolo. Să o închiriez pe cea mare? Nu prea vreau să le dau bani la cămătare ăștia cu închirierile lor, mă, tată. Eu îmi cumpăr utilajele mele. Ia zi, tate, asta nu e gândire de businessman. Dacă ești businessman adevărat, calculezi cât te costă închirierea, cât te costă deținerea, ce deținere are și ea un cost. Bineînțeles, întreținerea utilajului, amortizarea investiției. Și astea sunt niște costuri. Da? Deci trebuie să gândești pragmatic dacă vrei să faci business, bă, tati. La care eu răspund, da, șeful, așa este, dar eu tot nu vreau să le dau bani la ovrei ăștia, care sunt cu închirierile, cu creditele, cu nu știu ce. Vreau să am sculele mele. Sculele mele! Stai puțin, unde mă duc? Unde mai bine? De unde să cumpăr animale? De la ferma lui Mari, de aici, de la terenul 31, nu? Cred că aici se cumpără animalele. În dreapta jos de tot, nu? Zic bine? Cred că acolo e, da, hai să mergem. Să stăm și noi pe banda 1, totuși. Oare poate tractorul ăsta să care remorca asta plină cu vaci? Ar trebui să poată, nu? Am tractoare mai bune, nu știu de ce l-am luat pe ăsta. Nici nu prinde viteză, uite. 43 la oră, totuși, da? Mi-ar plăcea să le poți repara, tati, să le bagi în garaj. Te costă o sumă mare să le repari, fiindcă e mai vechi, dar odată ce l-ai reparat, e ca nou, merge. Chestia asta cu costul de întreținere, care tot crește așa, la modul ridicol, nu e foarte realist. Dacă joc de pe consolă, nu, joc de pe calculator. Da, trebuia să fi luat și eu un tractor mai puternic. Da, pe ăsta l-aveam acolo, cu ăsta am mers. Nu m-am mai dus tocmai până la noi la fermă ca să iau de acolo alt tractor. Deci...
Trebuie să merg până în capăt. Ia stați așa că mi-a sunat telefonul, vreau să văd cine m-a sunat. Trebuie să mai și găsesc telefonul ca să văd cine m-a sunat. Auzeam telefonul, dar nu știu unde e, n-am reușit să-l găsesc. Dă-l naibii. Așa. Deci cred că trebuie să merg până în capăt și după aia... Bine, aș putea să iau și pe aici, dar mi se pare mai alambicat. Până în capăt și după aia la dreapta pe drumea gola. Dacă l-am cumpărat, ce? Jocul? Nu, nu l-am cumpărat, l-am ciordit. Sunt cel mai tare cioorditor de jocuri video. Normal că l-am cumpărat. Cum altfel? Ce întrebare. Ia zi, haide bă, nu te mai face, știi ce vreau să zic? Nu, șeful, nu știu ce vreau să zici. Ce vrei să zici, pardon. Aoleu, săraca. Uite și tu. Dacă cu ea goală abia urcă dealul ăsta. Ei da, noroc că la întoarcere o să-l coborâm, o să-l urcăm. Aici e, nu? Aici e, da. Acolo unde se vede iconița cu vaca și cu banul. Acolo trebuie să ajungem. Aici poți să vinzi îngrășământ, am impresia. Sau cred că poți să și cumperi? Aici, la chestia asta. În fine, nu stăm acum de îngrășământ. Îngrășământ natural, adică. Și deci unde ne trebuie să parcăm mașina ca să putem să uite acolo e marcajul ăla aici magazinul de văcuțe uite o vacă mare pusă pe acoperiș aici așa ok R tada. Bă, dar nu ai bine vacă scumpă, este 5.000 de euro o vacă? Asta pe bune, atâta costă o vacă? 5.000 de euro? Dați-vă, bă, că vă duc la mine la țară și... Cât vine 5.000 de euro? Deci 10.000 de euro e 450 de milioane, 200... 225 de milioane o vacă? Bă, frate, dar asta e vaca de aur, nene, deci asta e vaca de aia care dă 100 de kg de lapte pe zi, ce n-ai bine face, frate? Nici nu mănâncă și dă lapte. Tată, n-ai... Deci, îmi arată porci, pot să pun 9. Uite-mă că ți arată frumos aici, ca să vezi. Porci, pot să pui 9 vaci, pot să pun 6. Una, și mi arată, am cumpărat una, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30.000 total. Taxă zero, vedeți? Deci, din cauza că am venit eu să mi le transport cu utilajul meu, nu mai plătesc taxă de transport, confirm. Ta-da. Și acum dacă mă uit aici, ia uite-le făcuțele. Dar nu fac niciun zgomot, le-ați sedat, le-ați dat somnifere, ce naibii le-ați făcut? N-ar trebui să facă muu, muu, ia. Muu, dă-i mă o palmă, plici, plici, bă, naibii, facă, stă. Mă, vacile astea nu sunt adevărate, astea sunt manechine, nu se mișcă niciun pic, ia uite-le. Mă, ce le-ați făcut, mă? Bă, ce am dat eu bani aici? Am cheltuit 30.000 de euro. Astea sunt vaci de decor, frate, de alea de carton. Sunt ca vaca aia de sus de pe acoperiș. Băi! În fine, hai să nu ne agităm prea tare. Asta e, n-au mai făcut și animații pentru vaci în remorcă. S-au gândit și ei că... De unde atâta? Așa, hai să întoarcem frumos. Și hai să mergem cu vacile. La noi, la fermă. Cât am dat pe joc? Eu n-am dat niciun ban pe joc pentru că l-am primit cadou. Dar pe Steam costă 35 de euro, însă îl puteți lua de la Altex cu 90 de lei, am văzut.
Adică la Altex e mai ieftin decât pe Steam. Ce să mai... Da, joc pe calculator, da. Deci am cumpărat 6 vaci, da? Asta e bine pentru început, 6 vaci. Ce fac cu remorca asta? Unde mai depozitez și pe asta, frate? Nu știu, mai trebuie să mai cumpăr niște șoproane. Acolo la vaci aș vrea să mai pun un șopron neapărat, dar nu e loc. E foarte înghesuit acolo. Dacă cumperi terenul, poți pe terenul tău agricol să pui șoproane sau alte chestii? Sau nu te lasă? Zicem că cumpăr un teren și îl transform în loc pentru sere. Pun pe el numai sere. Se poate așa ceva? Care ați mai jucat și aveți experiență? Că până acum n-am încercat să cumpăr clădiri. N-am cumpărat niciuna. Mulțumesc pentru ofertele de ajutor, dar joc single player acum. Deci asta e o chestie pe care, adică n-am nevoie de 6 oameni pe server pentru treaba asta, da? Deci e o treabă pe care o fac eu singur. Puteam să fac un videoclip înregistrat, dar m-am gândit să fac totuși live stream. Trebuie să dau drumul la ferma de vaci. Asta era planul. Înainte să fac orice alte chestii, vedeți că am banul, 1.600.000 acolo în dreapta sus. Am crescut prietenia la maxim cu proprietarul terenului 5. Mă costă 770.000 de euro să-i cumpăr terenul. Am banul. Am bani să mai cumpăr și niște utilaje ca să fim totuși pregătiți pentru imensitatea aia de teren. Dar nu vreau să mă bag la chestia asta până nu dau drumul la ferma de vaci, fiindcă vreau nene îngrășământ natural. Nu se mai poate așa. Deci m-am săturat să dau zeci de mii de euro pe îngrășământ de la chimic, de la magazin. Mai mult, deci trebuie să merg până la magazin. Înainte de magazin trebuie să fac la stânga. Uite, acum, următoarea la stânga. Pentru la vaci. Următoarea la stânga. Asta a fost următoarea? Asta a fost următoarea? Nu, următoarea e următoarea. Să fac ziua. Nu pot să fac ziua, că dacă dau timpul pe repede înainte, îmi crește cultura și... Nici mie nu-mi place că trebuie să joc noaptea, dar... ce se întâmplă, mă? Ce se întâmplă, mă? De ce s-a hurducat așa? Am coborât iar cupa prea jos. Da, asta a fost. Dacă fac ziua, îmi crește cultura în patru terenuri semănate și nu vreau să mă trezesc cu cultura crescută. Deocamdată n-am... Deci nu pot să... Nu vreau să stau acum de fertilizat și de cules pentru că mi-a crescut cultura și repede, repede trebuie să o culeg. Rămâne să culegem cultura vineri seară și duminică seară când facem multiplayer de 6 persoane. Sunt totuși 4 terenuri de lucrat. Nu e treabă pentru un singur om. Acum fac doar niște chestii pregătitoare și o să... N-am încotro, trebuie să le fac noaptea, fiindcă dacă dau timpul pe repede înainte, îmi crește grâu, soia ce am semănat eu pe acolo. Stai mă, unde mă duc? Băi, unde e ferma? Am trecut de ea. Da, bravo. Bravo, mă, băiete. La o parte, la o parte. Stânga, pardon, pardon, semnalizăm. Hai, încă o încercare. Deci, stânga aici și după aia la dreapta. Chiar pe aici se intră, uite așa. 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 Și... Unde mai trebuie să vin cu animalele? Cred că nu aici, nu? Cred că trebuie să mă duc cu ele undeva aici. Cred că aici, așa trebuie să mă duc cu ele, nu? E prima oară când fac chestia asta, n-am mai făcut, hai să vedem. E prima oară când vin cu animalele la fermă. Adică am o oi, am cumpărat oi, dar le-am cumpărat cu livrare. Cu tot cu livrare direct la fermă. Chestie care m-a costat o groază de bani și de aia nu vreau să mai repet experiența. Prefer să mi le aduc eu singur. Așa, ia să vedem. Trebuie să cobor trailerul, wow. Ia, cobor în trailerul cu V. Du-d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 u
Să deschid dialogul de animale? Să deschid acoperitoarea? Am deschis acoperitoarea. Trebuie să deschid dialogul de animale, nu? Așa. Și acum îi dai unload. Și văd, deci îmi arată în dreapta aici, în remorca am 6 vaci, în fermă am 0 vaci. Dacă îi dau unload, bam, în fermă am o vacă, 2 vaci, 3 vaci, 4 vaci, 5 vaci. Deci nu e nicio animație care să se arate cum coboară vacile și intră în fermă. N-ai... N-ai nimic de genul ăsta. Acum când ies, deja e descărcată. Bă, bă, nu, nu e descărcat. N-am dat ok, cred că de-aia. Încă o dată, R. Unload. Confirmă. Da, yes. Și acum gata. Vacile sunt dispărute. Dar acum trebuie să mai și ridic trailerul. V. Deci trebuie să-l cobor ca să poată să coboare vacile lin, frumos, să nu jur pe picioarele naibii. Hai să-i punem și acoperișul, adică copertina aia, ca să nu plouă în ea, nu? Care este? N. Ba. Și acum hai să vedem unde naibii parcăm și chestia asta. Băi, nu mai am... Oh, auzi vacile! Hai să mergem să ne uităm la ele. Auzi vacile, le-am auzit glăsciorul. A, uite mă că ele au și pajiște aici, nu s-au doar închise acolo. Vai, băi, foarte frumos. Deci ele stau aici, pas, chiar bă, asta este fermă ecologică, bă, tati, bă. Eu credeam că e fermă de-aia nesimțită în care ții vacile închise toată ziua și doar le vine nutrețul pe bandă rulantă și la fund o altă bandă rulantă pe care se strânge în rahatul și vacile stau acolo nemișcate până se îngrașă și nici nu poate să mai meargă și la UG era un aparat de la automat de mulți și nu, tati, asta e fermă ecologică. Uite, avem frumos aici pajiște, copăcei, verdeață, pasc iarbă. Deși în momentul în care ai mai multe vaci, pajiștea astea ajunge să nu mai însemne nimic pentru ele. Adică terenul de, pe care îl avem noi aici este... Știți cât mănâncă o vacă într-o zi, nu? Deci niște sute de chile de iarbă. Terenul pe care îl avem aici este probabil necesarul de iarbă al pentru 2-3 vaci pe o zi. După care trebuie să aștepți până la primăvară să crească iar iarba sau ce. Deci nu e chiar așa de ecologică. Este semi-ecologică, ok? Avem aici o grădiniță așa de văzul lumii. Așa, pentru impresie. Pentru PR avem și un țarg mic în care scoatem vacile la prezentare. Să iau alt tractor, nu e cel mai grozav tractor, dar asta e, îl avem, trebuie să-l folosim, nu? Și acum hai de naibii să mergem să ducem remorca asta la un șopron undeva. Mai aș vrea să pun un șopron undeva aici, la vaci. Se poate pune un șopron aici pentru că am nevoie de... Ca să pun baloți, ca să pun paie, ca să pun iarbă, mai trebuie un șopron, neapărat mai trebuie un șopron aici. Hai să vedem dacă pot să-l pun aici, uite, pe terenul ăsta din spate. Sau trebuie întâi să tai brazii ca să poți să pui ceva aici. Hai să încercăm să punem un șopron aici. Ia să vedem. Uite, ăsta de paie îmi trebuie 90.000 de euro. Mă. Story shelter, 9.000 de euro. Uite mă că pot să-l pun. Da, și acum fac să-l întorc? Cum fac mai să-l întorc? Cu săgețile? Nu. A, uite așa, cu Q. Da, da, așa-l vreau, da. Da, tati, foarte tare. Uite, aici îl pun. Dar... Ce sunt eu, nu? Îl pun peste tractor? Hai să iau tractorul de acolo întâi. Hai să iau tractorul de acolo. Să le dau furaje, păi poate n-ai fost aici la început, am pus furajele înainte să aduc, înainte să aduc animalele, e totul pregătit, uite dacă te uiți aici, vezi că au, n-au apă, aoleu, nu le-am pus apă, repede, repede nene,
Stai să dau tractorul mai încoace. Hai, de mai așa. Hai să punem șopronul ăsta aici, că tot ne-am apucat de șoproneală. Și după aia repede să vin cu cisterna de apă. Deci... Așa. Cum ar fi se rota? Așa, cu Q și E. Așa se rotește. Dar nu dau seama dacă am pus drept. Dar ce se întâmplă cu brazii? O să dispară automat în momentul în care pun ăsta aici? Tada! Ia domn. Este pus? E cam ciudat ce se întâmplă. Dar bă, nu, brazii ăștia sunt aici, bine mersi. Dacă îi tăiam, puteam să... Dacă îi tăiam, puteam să bag mai aproape șoproanele unul de altul și să mai câștig puțin spațiu. Dar lasă, după ce îi tai, rămâne loc de parcat utilaje aici. Mai băgăm un șopron mai mic ceva și mai parcăm utilaje. Da, deci acum o să băgăm și noi la șopron, uite, remorca asta, de exemplu, să nu mă mai duc cu ea cine știe tot mai unde. O ținem aici aproape, că aici ne trebuie, în altă parte. Acum, provocarea datului cu spatele. Ah, intru un pic pe terenul omului aici. Asta este. Ei! Repede, că mor vacile de sete. Cum poți face un server? Păi, n-ai văzut cum fac eu dacă te uiți la live stream-uri? E foarte ușor, de la multiplayer de acolo. Nu e bine să o pun chiar pe mijloc, dar hai, deocamdată las-o așa. Așa. Și știți ceva? Ia, hai să las și tractorul ăsta aici. Și să mă duc un alt tractor mai bun, că ăsta e cam obosit. Așa. Uite, hai să-l iau pe ăsta, de exemplu. Un tractor nițel mai țapăn și să mă duc la ferma de oi să iau cisterna de apă de acolo. Pe la terenul 14 e scurtătura de la mine, de la fermă de aici. Aici, da. Imediat ajungem pe scurtătura asta. Așa, și după aia, în fine, avem de ocolit tot terenul ăsta. E de ocolit nițel aici. Am ajuns la gară. Trenurile, tucu, tucu, tucu. Lasă că facem noi un tren plin de rapiță și le arătăm noi ăstora cum se vinde rapița. Ia uite câte lână am strâns aici, mă, nene, trebuie să vin să iau lână asta. Să vin să o iau și să o duc la șopron undeva, să nu mai las aici în ploaie. Așa. Iar ați făcut o mizerie, abia am strâns, ale naibii oi. Abia ce am strâns și deja era o mizerie. Deci e aproape plin, e 87%. Aproape plin. Hai să mergem. Ia uite, bă, ce loc strâmt. Îngrămădit ca naibii. Astea au oile astea au apă, ia să mă uit. Bă, că au, da. Au destul apă. Hai să mergem. Trebuie să vin să iau baloți ăștia de lână, să nu-i mai las aici așa. Pradă intemperiilor.
Hai să ieșim la drum și după aia să vedem mai clar pe hartă. Și trebuie să ajung la vaci, da? Pentru asta trebuie să merg eu drept înainte, fac la stânga, la terenul 18 acolo și după aia mai vedem. Adică așa mă duce drumul aici, la stânga, adică nu e la stânga deloc, e fix la dreapta, da? Mă rog, cealaltă stângă. Așa. Și acum putem să o ținem tot înainte și la un moment dat trebuie să facem la stânga. Undeva pe aici, așa. Oh, ce bifurcare nebună. Pe unde iau acum? E bine, e bine. Înainte, trecem pe lângă magazin. Și în spatele magazinului aici este ferma de vaci. Da, uite aici. Uite aici, chiar aici. Stai, nu pe aici se intră? La dreapta, așa. Pe aici intrăm. Oh, stai, pe aici se pune apa, nu? Pe aici se pune apa, da. Vreți să vă spun ceva? Eu n-am mai pus apă până acum. Mereu am lăsat pe altcineva să pună apă când făceam multiplayer. Deci trebuie să vin cu ăsta aici, bănuiesc, nu? Ceva de genul ăsta. Și după care ai unload, nu? Dar trebuie să te asiguri că îți curge în jgheab acolo și nu aiurea pe pământ. Așa, da? Oarecum. Unload Y. Apa nu este acceptată aici. Nu aici se pune apa. Atunci ce n-ai să pune acolo? Dacă nu apă. Ce le-am pus și pe partea asta? Ce le-am pus și pe partea asta? Adică hrană, ce le-am pus aici, depun și acolo? Deci trebuie hrană pusă în două locuri? Ha. Cât trăiești înveți, nene. Cât trăiești înveți. Și atunci unde ne-ai să pune apa? Aici. Cred că aici se pune apa, da. Stai că am dat cu... Nici aici? Aici arată exact ca dincolo, nu? Nu văd care e marea diferență. Ba da, aici. Aici se pune apa, gata. Cât apă intră în șgheabul ăsta, mă, nene. Gata, atâta, asta a fost, nu? Da, hai să punem și cisterna tot la șopronul ăsta nou cumpărat. Ar trebui să-i fac loc să o bagă ca să folosesc spațiu mai eficient. Ar trebui să-i fac loc să o bag aici. Încape remorca, dar nu încape și tractorul. Hai, lasă că e suficient de un col. Ce n-ai făcut? M-am lăsat greutatea în loc să las... m-am lăsat greutatea aici, aiure. Fii rar să fie. Acum le-am luat iar pe amândouă. Băi, nene, datul ăsta cu spatele. Așa, fii rai tu să fii. E un pic cam în... prea afară, dar n-aveam loc, era spațiu prea strâmt acolo. Bun, ia să vedem, deci cum stă treaba? Acum vacile au și apă, au și dărărăr, nu prea au nutrient concentrat, adică au 60%, dar trebuie să am în vedere că trebuie să mai culeg iarbă. Trebuie să mai culeg iarbă, da. Și deci ideea este că de acum ele încep să facă...
Ele încep deja de acum să facă îngrășământ natural. Care habar n-am de unde se colectează, ia să vedem. E aici un bazin, nu? Bănuiesc că de aici se colectează, nu? Uite, slurry, care înseamnă pipi de vacă sau ce naibii. Este nivelul 0. Na, trebuie să aștept să mai treacă timp. Iar aici e îngrășământul solid. Asta e bălegarul aici în chestia asta, care și asta este tot 0. Da. Trebuie să mă și aștept să treacă timp. De ce nu pun apă în amândouă părțile? Păi unde mai trebuia pus apă? Deocamdată am 8 vaci, e suficient. 6 vaci, pardon. Aici nu m-a lăsat să pun apă. Mi-a zis că acest container nu primește apă. Acest recipient nu primește apă aici. Nu m-a lăsat să pun apă. Nu știu să spun de ce. Deci dacă mă uit aici, mi-arată clar că am apă la maxim. Nu mă mai agit prea tare. Din moment ce au apă la maxim, înseamnă că au apă la maxim. Au apă suficientă, gata. Bun, deci am pus la punct problema vacilor. De acum, productivitatea nu zice nimic deocamdată la productivitate, că abia le-am adus. Trebuie să mă aștept un pic. La oi văd că productivitatea este 100%, deci am cumpărat 40 de oi. Am cumpărat din prima o groază. Și deja sunt 46, deci s-au mulțit, au produs 6 oi. Iar la vaci trebuie să mă așteptăm să mai treacă un pic de timp să vedem cum stă productivitatea și ce să mai nici nu mă interesează așa. Faci bani cu lapte, evident că faci bani cu lapte, dar mă interesează cel mai mult îngrășământul natural ca să nu mai cumpăr îngrășământ chimic. Și acum hai să ne întoarcem la fermă cu asta. Și cam asta a fost, asta e ce voiam să fac, voiam să dau drumul la ferma de vaci. Și exact asta am făcut. Aici mergem spre casă, da? Da. Uite, ăsta un tractor, ceva mai șmecher. Prinde și el 63 la oră. De ce nu mai cumpăr vaci? Pentru că nu vreau să dau o cârcă de bani și pe vacile alea. Nu l-ai văzut cât de scumpe sunt? E 5.000 de euro bucata. Și unde să mă arunc să cumpăr vaci când deocamdată nici pentru astea nu am suficient nutreț concentrat? Uite, dacă te uiți aici, nutrețul concentrat e cam la 60% și nu pot să mai fac în acest moment pentru că trebuie să mai tund iarbă. Deci în timp mai tund niște iarbă, în timp mai fac niște nutreț concentrat cu paie. Apropo, nu prea mai am paie, deci trebuie să se facă cultura de grâu ca să mai am paie. Am grâu semănat pe 3 terenuri. Deci, da. După ce culegem grâu și facem mai multe paie, o să mai fac nutresc concentrat și după ce mai fac nutresc concentrat, într-adevăr, îmi pun problema să cumpăr mai multe vaci. Deocamdată n-are sens să le cumpăr ca să mă uit la ele că n-am ce să le dau să mănânce, ce naibii. Deci nu e vorba că le cumperi, e vorba că trebuie să mai ai și grijă de ele după ce le-ai cumpărat. Ce întuneric, mă, nene, mă. Hai să spălăm și noi tractorul, că uite în ce hal l-am mizerabilizit. L-am făcut în... Nici nu știu de ce s-a murdărit așa, că... Nu cred că eu l-am făcut așa, cred că a rămas așa de când au arat băieții cu el. Sau ce ori fi făcut, au semănat, au lucrat cu el la câmp. Că eu doar am mers un pic... Și să mai, foarte puțin. Doar cât să iau cisterna aia de apă. Da, deci nu, era dinainte așa. Bun. Păi hai să-l parcăm undeva aici și... Asta fuse povestea. Mai sunt niște chestii pe care voiam să le testez. De exemplu, am o discuitoare din asta care face și îngrășământ în același timp. Vreau să o testez pe aia să văd dacă merge cu îngrășământ chimic. Dar rămâne pentru altă dată. Oh. Deci asta a fost povestea. Vă mulțumesc că ați urmărit. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe. Și ne auzim la un 7, jumate, 8 cu Forza. La revedere, vă spun acum. Și pentru Farming Simulator, evident, serverul de multiplayer vineri seară, vă aștept cu drag. O să facem tot așa ca și data trecută, server de 6 persoane. Acum vă spun bye bye.